Bun găsit tuturor. Pentru prima dată presa are acces la doar câțiva metri de locul în care a avut loc tragedia. Chiar în spatele meu se află stația GPL care a explodat duminică. Sunt imagini apocaliptice pe o distanță de aproximativ câteva sute de metri. Pot fi văzute case complet distruse sau afectate parțial. Potrivit autorităților, în acest moment nu mai există pericol de explozie. Jandarmii au verificat întreaga zonă distrusă pentru a găsi probe care ar putea ajuta pe anchetatori. Între timp se face și o evaluare a pagubelor din gospodăriile afectate, așa cum arată și colegul meu Bogdan acum în imagini. O casă de lângă stația GPL a fost distrusă, este distrusă în întregime. Procurorii au luat și mostre de gaz din cisternele care nu au explodat pentru a verifica dacă patronii nu amestecau GPL cu gaz, cu un gaz de calitate inferioară. Dacă suspiciunea se confirmă, va fi deschis un al cincilea dosar penal pentru evaziune fiscală. Vă reamintim că în urma exploziei care a avut loc sâmbătă la stația GPL, 3 persoane au murit, peste 50 de persoane au fost rănite, printre care și 39 de pompieri. Eu eram afară după fată și m-a sufocat fumul acela, având și astm bronșic. Ce pagube ați avut? N-am avut. Câteva geamuri nu sunt. Astea le refacem. Viețile nu se refac. Spuneți-ne ce ajutor vi s-a adus până în prezent. Alimente, apă? Da, ne-a adus domnul primar aseară alimente, apă am avut, ne-a dat cine a fost la poartă, a și strigat, nu, n-a fost nicio problemă. Când a pocnit s-a luminat tot cerul și de la mine din curte a ieșit nora mea cu nepoata, cu băiatul, haide mamaie să mai aterui să fugim în sat. N-am vrut să plec, nu plec, dacă e acasă foc, zic, noi nu știm nimic, azi plecăm de acasă și n-am vrut să plec de la poartă deloc. Când m-am dus în curte, am văzut toate geamurile spate de la cap la cap. Dar pe casă? Nu. Ce pagube ați avut? Atâta, geama lucru spart de la cap la cap. Încolo nimic. De ce? Dar vecinii ce v-au spus? Ce pagube au înregistrat ei? Mai au toți geamuri sparte, ușii, peste drum acolo de mine o casă crăpată.